Românii foloseau această plantă pentru parfumarea băilor sau a caselor, dar și pentru a da un miros plăcut hainelor. Lavanda este cunoscută pentru mirosul plăcut, însă puțin știu că ceaiul făcut din această plantă aduce numeroase beneficii organismului nostru. Denumirea dată lavandei provine din cuvântul latin lavare, care înseamnă a spăla. Romanii foloseau această plantă pentru parfumarea băilor sau a caselor, dar și pentru a da un miros plăcut hainelor. Lavanda mai era folosită de asemenea pentru tratarea diferitelor afecțiuni și pentru condimentarea preparatelor culinare. De-a lungul timpului, studiile au arătat că această plantă poate avea efecte benefice asupra organismului. Astfel, consumul de ceai de lavandă se dovedește a fi util pentru ameliorarea anumitor afecțiuni. Însă, trebuie să fie luate în calcul și contraindicațiile, care vizează anumite cazuri și persoane. Remediu eficient pentru insomnii. Lavanda este cunoscută pentru proprietățile sale relaxante care pot ajuta la reducerea stresului. Îmbunătățește tulburările de dispoziție. Ceaiul de lavandă poate fi util în combaterea anxietății datorită efectului său calmant, de ajutor la menopauză. Ceaiul de lavandă poate fi util pentru ameliorarea simptomelor menopauzei prin efectele sale calmante și relaxante. Sprijină digestia. Lavanda este cunoscută pentru proprietățile sale digestive. Consumul de ceai de lavandă poate ajuta la calmarea unor probleme apărute la nivelul sistemului digestiv. Lavanda nu este recomandată copiilor mici, femeilor însărcinate sau celor care alăptează, precum și persoanelor cu alergii la acest tip de plante. Specialiștii avertizează că persoanele care obișnuiesc să consume ceai de lavandă trebuie să fie precauți atunci când combină lavanda cu medicamente care induc somnolența, medicamente pentru reducerea tensiunii arteriale. Totodată, consumul trebuie să fie oprit cu cel puțin 2 săptămâni înainte de orice intervenție chirurgicală. Nu se recomandă combinarea lavandei cu sunătoare, valeriană, gheara pisicii, larginină, urzică, teanină și altele. Relatează Antena 3.ro.